economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Salutare, dragii mei, o nouă emisiune, Generația lui John. Astăzi vrem să discutăm despre mass media. Cum nu știți? Păi vă uitați la televizor, ascultați o muzică la radio, păi din când în când mai trageți cu ochiul și pe un ziar, fie el print sau online. Nu mai spun că mass media mai nou e foarte tare puse și pe internet. Așadar, oriunde te duci, trebuie să fii influențat sau cel puțin să te lași influențat, pentru că despre asta este vorba, oameni care comunică anumite mesaje. Chiar și eu, în acest moment, stând și uitându-mă la voi, trebuie să vă spun ceva în emisiune. Bun, am o invitată. Este vorba despre Teodora Luca. Bine ai venit. Bine te-am găsit, John. Cum îți spun în emisiunea asta? Teodora, Teo, cum vrei tu? Cum îți spun prietenii? Teo. Teo, așa, nu, mai ușor, adesea, ca să fim cât mai prietenoși în emisiune. Perfect. Două, trei cuvinte ca cei care se uită la noi să te cunoască. Păi, ce pot să spun? Numele mi l-ai spus, sunt clasa 12-a, sunt eleva Colegiului Național Mihai Viteazu. Acum, în momentul de față, sunt preocupată cu bacul, dar consider că ce mă caracterizează cel mai mult este faptul că sunt o persoană foarte sociabilă. Îmi place să comunic, îmi place să cunosc oameni, iar ceea ce vreau să fac în viitor este să fiu absolventa jurnalismului. Pai de capul meu ce le-ai spus pe toate, nu pot să cred. Deci, până la urmă, te interesează foarte mult sfera asta a comunicării, da, chiar și mass media, dar vreau să mă lămurești de ce neapărat jurnalismul, pentru că sunt foarte mulți oameni în televiziune care probabil au bacul și atât, sau au altfel de ocupații. Ne-am văzut că sunt oameni care prezintă, spre exemplu, ceva despre sănătate, sunt nutriționiști și cu asta basta. Oamenii, de exemplu, cum ai dat tu exemplu nutriționiștii, ei au la bază și niște studii legate de medicină. Și iar faptul că prezint și la televizor unele... și dau unele sfaturi, indicații, asta este un atu pentru ei, practic. Asta consider eu. Bine, mie mi se pare că dau exemple și tot felul de sfaturi timp de 2-3 ore în fiecare, da, zi. Asta... Nu mai spun de tanti alea care prezintă horoscopul. Da, acele cu horoscopul, na, nu prea vreau să comentez, dar... O întrebare pentru tine. Când ai descoperit tu sau când ai conștientizat mass media, televiziunea până la urmă, așa cum este ea? Când am conștientizat-o. Eu, de când am început liceul, m-am implicat în mai multe activități extrașcolare, printre care am făcut și un curs de jurnalism care m-a, oarecum, mi-a deschis niște oportunități, niște viziuni și prin asta m-am îndreptat eu spre această cale. Dar, mass media, fiecare o vede altfel, în mod diferit, fiecare o interpretează, fiecare se lasă influențat în alte moduri. Da, ți se pare corect ce se întâmplă în acest moment pe televiziunile naționale? Și ca și exemplu, seara sunt multe show-uri care sunt catalogate ca fiind kiciuri, da? Ne referim strict la acele scandaluri regizate. Da. Cum le percepi tu? Eu personal nu știu exact ce să spun despre ele, dar pot spune că nu dau bine, ca să spun așa. Închizi televizorul, schimbi programul. Schimbi program. Eu nu urmăresc astfel de emisiuni. De exemplu, urmăresc emisiunea ta, care mi se pare o emisiune... Da, este o chestie foarte tare, dar nu pe asta o discutăm azi în emisiune. Pe mine mă interesează să știu dacă ai fost atras să te duci către popcorn, da, să te așezi pe canapea, să spui, mamă, tată, astăzi vreau să mă uit la televizor, că uite, se ceartă ăștia doi. Niciodată. Fantastic, uite câtă bătaie între ei pe vorbe. Niciodată, absolut niciodată. Popcorn mănânc decât la filme și atât. Păi care mi se par de multe ori mult mai bune față de scandalurile care sunt de cele mai multe ori în fiecare seară și care sunt asemenea unor filme, dar de proastă calitate. Le cataloghezi ca fiind așa sau tu chiar știi că e o regie în spate? Dar sunt conștientă că este o regie în spate, pentru că orice om normal și cu anumite...
capacități, un anumit standard de inteligență nu ar face așa ceva în mod public, adică fiecare are o latură personală care trebuie să fie chiar personală. Dar uite că în foarte multe cazuri mediatizate, intimitatea dispare, oamenii consumă produsul respectiv și mie mi se pare că omul de rând se lasă influențat. Adică s-ar putea ca din momentul în care s-au arătat la televizor divorțurile și felul în care ele sunt din ce în ce mai ușor de rezolvat, oamenii să spună, nevastă, nu mai vreau să fiu cu tine, hai să divorțăm și noi că uite, e la modă. Cred că vorbești de o anumită categorie de oameni. Oameni tot din România. Da, până la urmă, nu trebuie acum să zice, bă, ăștia sunt mai buni, ăștia sunt mai puțin buni. Sunt oameni care... Oameni influențați, la asta te referi, nu? Exact. Ce pot să spun despre ei? Nu știu cât la sută din populația asta se lasă influențată efectiv, de exemplu ăsta cu divorțurile. Dar sunt alte scandaluri sau alte... De exemplu, crime, cum sunt crimele, cum sunt seara la știri, vezi, majoritatea subiectelor de știri fac parte crime, tot felul de scandaluri legate... Le vezi și la ora 5-6. Exact, asta și vorbeam și despre asta ziceam, la ora 6, când mai sunt prezenți la televizor și copii și o categorie de oameni care chiar se pot lăsa influențați. Sau care involuntar, da, exact. Aud informația, pun oarecum în creieraș, fixează, da. Și apoi se întâmplă ceea ce nu trebuie. Nu mai spun că sunt tineri care nu prea știu încotro să se ducă. Și se fixează în fața televizorului și din acel moment ceea ce se spune, aia e realitatea palpabilă. Exact. Ce pot să spun? Eu sunt de părere că ar trebui să promovăm și televiziunea de bun gust și nu neapărat de bun gust, dar să reducem din aceste scandaluri, din toate subiectele acestea strict personale, care ține de viața fiecăruia. Dar nu mai sunt personale. Mai departe. Și până la urmă publicul o să spună, băi, dacă eu cumpăr, de ce să nu difuzați în continuare? Poate lumea are o problemă și psihologică de curiozitate. Eu cred că am ajuns să fim atât de bine puși între patru pereți, încât nu mai auzim ce face nici vecinul de jos, nici cel de sus, și la televizor ni se pare că se deschide o portiță. Exact. Și aia e o portiță de consum, oamenii și așa sunt munciți. Și da, de ce și sunt se mai... încarcă și negativ cu ceea ce se întâmplă, niște lucruri care sunt care nu sunt deloc legate de viața lor personală. Uite că la asta nu mă gândeam. Tu spui că în momentul în care ne uităm la televizor s-ar putea să ne încărcăm negativ da, exact. În funcție de ceea ce vedem. Da. Chiar dacă știm că e o regie în spate. Sigur. Te gândi la asta? Nu m-am gândit. Adică eu chiar am crezut foarte multă vreme că oamenii zâmbesc, se amuză, trimit SMS-uri că au prea mulți bani și la final se închide televizorul. În cele din urmă, după ce vine bita mai factura la curent. Ce pot să spun despre asta? Cred că ți-am mai spus, cred că vorbești de o anumită categorie de oameni. Sunt persoane și persoane, persoane care preferă ceva de bun gust, de la care poate să învețe ceva, să ia exemplu pe altcineva, nu persoanele care fac scandal în fiecare seară, care transmit ceva negativ, dau efectiv o senzație de prost gust. Topurile spun altceva. Audiențele spun că un scandal poate să vândă. Un scandal atrage atenția. Și oamenii sunt, mulți dintre ei, creduli. Spun, domnule, nu e o regie. Uite, oamenii ăștia chiar s-au certat. Uite, filmează la el cum taie în bucătărie un castravete, cealaltă plânge în baie. În acest cred fel am ajuns. Avantajul este că sunt regizori foarte buni. Tu îi lauzi? Sau actori. Actori în ghilimele. Devin actori ușor, da, ușor. Ceea ce este foarte trist. Scenariile sunt scrise și câte 2-3 luni înainte ca să fie analizate. Mă gândesc oare, printre toate scenariile astea, nu s-a întâmplat să vedem la un moment dat la televizor și ceva real? Sunt convinsă că sunt și lucruri reale la televizor care de altfel trebuie să fie transmise, dar sunt încărcate și, cum să spun, celelalte lucruri negative le acoperă pe cele pozitive și deja... Balanța se duce către exact. Negativ și nu ne place. Bun, zi-mi cât timp te uiți la televizor pe zi?
Având în vedere că sunt clasa 12-a, știi că se uită foarte mulți oameni la televizor, inclusiv profesori și prieteni. Nu asta vreau să spun. Eu mă uit destul de puțin la televizor, poate după ce îmi termin activitățile mele legate de școală, pe plan personal, așa că, ce pot să spun, am destul de, o părere destul de proastă legată de anumite emisiuni din grila de programe. Da, exact. Și nu mi-ocup timpul cu așa ceva, dar în schimb mass media înseamnă și internet, înseamnă și ziare, înseamnă multe altele prin care poți să te informezi, poți să comunici de altfel, să comunici, de exemplu, lumii. Prin bloguri, prin tot felul de mijloace. Bun, ai atins atât de multe modalități de comunicare. Sunt și multe momente în care ne pierdem vremea uitându-ne pe internet la un, nu știu, anumit film care poate nu ne place, dar nu ne dăm seama de la început. Sau poate citim un blog și la fel, se aberează mult pe el, informația nu este corectă. Exact. Noi ceea ce primim prima dată, asta consumăm. Ce, bă, ăsta e realul. Exact. Dacă vedem pe Facebook o poză și scrie kilogramul de roșii este 5 lei, nu mai ducem la piață. Credem pe cuvânt persoana care a expus. Și îmi redirecționez conversația către tine și vreau să-mi spui, uite, în legătură, spre exemplu, cu școlile. Multe lucruri se spun urâte despre învățământ, despre sistemul educațional pe internet. Cum vezi tu lucrurile în realitate, acolo, din bancă? Din bancă, eu ce pot să spun? Și probabil și din noroc și datorită și cunoștințelor, că atâta vreau să fiu modestă, fac parte dintr-un liceu, dintr-un colegiu cu un anumit prestigiu. Iar la noi în școală nu s-au petrecut și nu se petrec lucruri de genul acesta, dar pot să-mi exprim părerea față de anumite scandaluri pe care le aud la televizor legate de incidente în școli. Foarte multă violență în școli, exact. Profesori care sunt răi cu elevii sau elevi care folosesc un limbaj vulgar. Pe urmă, tot felul de clipuri pe YouTube care sunt vizualizate de către sute de mii amuză, de oameni. Fac haz de necaz, să spun așa. Și practic aceasta este o mare influență pentru alți tineri care poate sunt la o vârstă la care tot ce văd la ceilalți mai mari li se pare wow și ceea ce este foarte rău, e negativ. Ție nu ți s-a întâmplat, nu știu, când erai de clasa 8-a, a 9-a, totuși să intri în jocul ăsta? Spre norocul meu, nu. Nu? Nu. Surprinzător, da, și mie adică mi se pare. Peste tot aud, băi, ăsta nu prea e profesor, ăsta ne lasă singuri în clasă, tot felul de defecte, din ce în ce mai multe și elevii au început să le expună. Și tu stând pe scaunul ăla de invitat și spunându-mi așa de sincer, domne, nu. Mi-e eu teamă. N-ai trăit. Mă simt norocoasă din punctul ăsta de vedere. Trăiești? Nu, în niciun caz. Da, mi se pare că poate mi-aș fi dorit să trăiesc, dar cu mintea de acum și să influențez eu pe ceilalți. În sensul ăsta. Ți-ai pus în minte treaba asta să influențezi tu oamenii? Să influențez în mod pozitiv, la nivelul gândirii. Negativ, important e să știu că cineva face asta. În sensul acesta. Da, sunt unii răutăcioși și spun, păi, Teodora, te rog să mă ierți. Da. Ai tu suficiente informații încât să te dai tu cu părerea, să-mi dai tu un sfat mie? Eu m-am referit acum, de exemplu, cum ai dat și tu exemplu, într-o clasă. Eu fiind colegă cu ceilalți colegi, având toți cam același nivel, în sensul acesta, da. De ce să nu îmi exprim punctul de vedere? Și poate prin exprimarea punctului meu de vedere o să influențez pe ceilalți în mod pozitiv. Și nu ar trebui să capeți un statut, să fii șefa clasei din momentul în care îți exprimi atât de multe păreri în legătură cu ceilalți colegi? Ce nu? Asta ar fi, cum am mai spus și la început, deci nu ești șefa clasei. Am fost. Ai fost. Și ce nu te-a lăsat să mai fii? Voturile celorlalți. Aveți cu voturi? Da. Uite că am pierdut multe din lucrurile astea. La mine nu se vota acum, adică vă votați, faceți o campanie înainte. Da, exact. Ceva de genul acesta.
Și acolo se dau voturile altfel, domne. E, nu, uite, nu, o ciocolată. Nu cum se vinde la televizor. O cafea la tonomat. Nu. Nu se practică lucrurile de genul ăsta. Sau nu știu, un like pe Facebook. Uite, asta e destul un de like bun. Un like pe Facebook. Nu, astea cu like-urile le împărțim noi. Nu are legătură cu șeful clasei sau cum se fac alegerile. Vreau să știu dacă, bine, asta după pauză, să-mi spui dacă vreodată ți s-a întâmplat să postezi o poză, chiar și pentru un concurs, după care să te rogi de prietenii tăi să-ți dea un like. Gândește-te bine, avem o scurtă pauză, știri pe scurt, după care revenim. Bună ziua, iată câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări în jurnal. Președinta Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap din Prahova, Viorica Oniga, a fost arestată aseară pentru 29 de zile. Aceasta este acuzată de luare de mită, abuz în serviciu și fals intelectual. La conducerea Comisiei de Evaluare a fost numită deja o altă persoană, până în prezent membra aceleiași comisii. Anchetatorii efectuează cercetări și față de cei care au beneficiat pe nedrept de facilitățile pentru persoane cu handicap prevăzute de lege. A dat necazul peste locuitorii din comuna prahoveană Secăria. Zeci de hectare de teren cu pășune au fost distruse. De vină sunt niște insecte necunoscute, ale căror larve au mâncat toată iarba. Oamenii sunt disperați pentru că nu mai au cu ce să-și hrănească animalele. Mai mult se tem ca nu cumva dăunătorii să ajungă și în gospodăriile lor. Numărul cazurilor de abuz sexual în care victime sunt copii sunt în creștere în județul nostru. În primele 4 luni ale acestui an, 20 de reclamații au ajuns să fie anchetate de polițiștii prahoveni. Printre victime se numără și copile abuzate de proprii tați. Turoperatorii din Dubai sunt interesați de stațiunile de pe Valea Prahovei. O delegație formată din reprezentanții celor mai importante agenții de turism arabe a vizitat Sinaia, Bușteni sau Azuga. Agenții s-au aflat în căutarea unor atracții turistice care să satisfacă gusturile pretențioase ale clienților. Ne revedem la jurnalul de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații. Am revenit în direct și trebuie rapid să mergem către tine, Teodora, pentru că eu aștept răspunsul la întrebarea mea. Mai spuneau mulți oameni o astfel de chestie. Vreau să mă lămurești. Concurs pe Facebook, poză cu tine, like-uri. Eu până acum nu am participat la niciun concurs pe Facebook la care am avut nevoie de like-uri. Dar mi se întâmplă de cele mai multe ori să primez mesaje pe Facebook în care mi se cer like-uri la anumite concursuri sau pur și simplu, nu, asta nu am înțeles niciodată, like-uri pentru el, pentru persoana respectivă, pentru poze de profil, pentru știi cum e cu Facebook-ul. Da, da, vezi tu că ai pasat foarte rapid toată discuția către altcineva, nu către tine. Ai scăpat ușor. Da, da, pentru că eu nu fac chestiile astea. Adică eu n-am rugat niciodată pe nimeni. Știi, dacă îmi dai un like, o să te ajut cu ceva sau... Da, până la urmă, like-ul respectiv reprezintă ceva. Like-ul pentru că tot vorbim de influență, s-ar putea ca mai mulți prieteni să vadă o anumită poză. Poate că este o poză informativă. Ai văzut că sunt foarte multe poze cu text. Exact. Un mesaj motivațional merită like-uri la greu. De ce? Pentru că ajunge până la apreciat. Cel mai necunoscut om. Și apreciat, evident. Exact. Părerea mea este că oamenii sunt influențați de like-urile pe care le văd. De exemplu, intri pe un profil pe Facebook și vezi, o persoană are sute de like-uri, alta are 10 de like-uri, alta milioane de like-uri. Aude. Normal că ești influențat pentru că cea cu milioane de like-uri, normal că este cunoscută, este apreciată sau nu, iar cea cu mai puține like-uri nu este atât de cunoscută și poate... Ar putea fi apreciată. Ar putea fi apreciată, dar vezi tu că de multe ori suntem tentați să dăm și noi un like acolo unde mai vedem 1 milion. Da, într-adevăr. Iar nu mi se pare o atitudine corectă pentru că asta înseamnă că urmăm turma. Exact. Bă, dacă, uite, 1 milion a spus da, hai să spun și eu da. Da, și în felul ăsta nu mai avem dreptul la opinie, ci avem dreptul la 3, 4, 5 astfel de momente. Exact. Că vrem bine, că nu. Cu toții avem uneori tendința să ne luăm după turmă, că probabil și noi la rândul nostru suntem influențați de
alegerile celorlalți, de modul în care gândesc respectivii, cum ai spus și tu, o poză de, de Facebook, în care este decât un mesaj informativ și care, na, poate este motivațional. Și poate ne gândim că dacă respectivul a dat like, de ce să nu dau și eu like? Poate mă motivează și pe mine. Normal, și mai departe și tot exact. Așa, până devine viral. Exact. Mass media, în acest moment, folosește peretele de Facebook. Da. Că ești jurnalist, că ești blogger, că ai o emisiune la radio sau la TV, e imposibil să nu fii găsit pe Facebook. Într-adevăr. Tocmai așa s-a și propagat această rețea de socializare. Ei, hai să spunem și noi acolo pe, la televizor, la radio, că avem un cont de Facebook, oamenii să ne aprecieze sau nu. Partea cu online-ul nu prea am văzut-o deloc, da, pentru rețeaua asta, ceea ce e rușinos. Da. Adică, în momentul în care nu ne place ceva, să spunem, băi, nu mai vrem place, așa ceva. Exact. Ce părere ai de oamenii care postează, Doamne ferește, aspecte din astea umane, domne, dați un like și în felul acesta se donează un euro sau priviți copilașul respectiv, se află într-un moment dificil, da. Haide să-l ajutăm, share înseamnă 10 euro, 5 euro like-ul. Exact. Am întâlnit și eu pe Facebook-ul meu, de altfel, mesaje de genul acesta. Mi se pare că, adică este strict părerea mea personală, că se face o anumită reclamă unei asociații sau unei persoane sau depinde, prin care în niciun caz nu o să se ajungă prin faptul că dai un like sau dai un share pe Facebook la o anumită sumă de bani în contul unei persoane cu probleme. Bun, dar trebuie să le explici oamenilor, să înțeleagă, pentru că eu încă mai am prieteni în listă care... și sunt prieteni foarte buni și le explic, mă, omule, imposibil, ce, nu, uite că e chestie serioasă, sunt detalii, număr de telefon, zic, hai sună tu la numărul ăla de telefon, mm-hmm. să vezi că nu-ți răspunde sau nu e adevărat anunțul. Faptul că tu, la vârsta ta, îți dai seama de... Sunt conștientă. Și conștientă, nu e lucru rău. Dar e bine să dai informația mai departe, să le spui și altora. Nu mai dați! Nu eu chiar mai am văzut proteste. Nu mai vreau pe la mine, la prieten, pe al meu perete, copii care sunt cu dificultăți exact. Sau nu știu ce. Nu mai vreau să văd cum... Sunt de aceeași părere și oamenii ar trebui să conștientizeze lucrurile acestea. Dacă văd o poză pe Facebook și dacă dau un share sau un like, nu înseamnă că ajută pe cineva. Înseamnă că împrăștie acea informație și o să fie o altă masă de oameni care o să fie probabil influențată și care la rândul lor o să împrăștie acea informație fără niciun rezultat în final. Bine, sunt oameni care spun că există un rezultat pentru cei care au inventat această schemă. Am zis că totuși sunt niște câștiguri pentru câțiva indivizi. Pentru câțiva, n-am înțeles cum poate... câștigă ei bani pentru că poza respectivă exact, ajunge la tot poporul. Cred că persoanele care chiar au nevoie, nu cred că la ei ajung banii respectivi. În niciun caz. În niciun caz. Atât ce am văzut un caz foarte bun de câine pierdut și regăsit sau de bicicletă furată și regăsită. Asta mi se pare chiar în regulă. Sunt lucruri frumoase pe care începem să le facem din ce în ce mai des pentru că probabil am văzut că suntem unii dintre noi prea răi și un pic de bine nu strică. Da, bun, am lămurit-o pe asta cu Facebook-ul, care mie mi se pare în momentul de față cea mai activă rețea de socializare, cea mai bună pe influență și cea care atrage oamenii. Vreau, înainte de a închide de tot sfera asta de Facebook, să spui ce părere de cei care protestează și la un moment dat zic, nu mai vreau să stau pe Facebook, îmi închid contul. Care protestează în sensul acesta. Da. Probabil acele persoane s-au săturat de acele anunțuri, ce am vorbit noi mai devreme, de anumite persoane care au o altă concepție față de ei, care se exprimă în mod liber pe Facebook fără exact să conștientizeze anumite probleme. Iar prin acest mod de a se deconecta de tot, practic rezolvă o anumită problemă și anume... Nu știu, să se desprindă oarecum de această influență negativă. Alții spun că sunt fel de fel de informații pozitive pe Facebook, depinde de prietenii pe care i-ai în listă și cu cât sunt mai puțini, cu atât mai bine. Cu cât ai aproape de 5.000, că asta este limita admisă, cu atât s-ar putea să-ți pară, dom'le, ce am făcut, o mare greșeală, nici nu știu cine e ăla, nu știu nici celălalt cine. Exact. Și păcat. Dar uite, am ajuns să ne privim cu alți ochi în momentul în care auzim pe cineva, eu nu am cont de Facebook. Într-adevăr, pentru că
Primul lucru, atunci când cunoști o persoană, cel puțin în zilele mele, și ceea ce mi se întâmplă mie cel mai des, este să-i spun numele meu de Facebook acelei persoane. În niciun caz un număr de telefon sau o adresă, cum era cu câțiva ani în urmă, sau, nu știu, alte lucruri care să mă caracterizeze strict pe mine. Nu neapărat un profil de Facebook prin care, practic, în ochii celorlalți asta mă definește. Dar și un angajator te verifică în ziua de astăzi pe Facebook, exact. Se uită la ceea ce postezi. Mi se pare că locul ăla e atât de intim încât ar trebui protejat. Doi prieteni, trei prieteni. Unii spun, băi, sunt la restaurantul cu tărică, după care am plecat la mare. Uite, exact. Sunt la plajă, am plătit cu card, fără card, uite unde ne distrăm. Și acum eu, dacă am, Doamne ferește, ceva împotriva ta, intru pe contul tău de Facebook, mă refer pe profilul tău și văd ce ai făcut în ultima vreme. Sunt alți oameni care spun, ia uite ce bijuterii mi-am luat. Le-am lăsat acasă și am plecat în vacanță. Și pe urmă se gândesc, bă, dar cum a intrat, de unde a știut? Păi uite, îi ajutăm pe unii infractori, Doamne, Doamne, Doamne ferește. Cum ți se pare ție comunicarea dintre elev și profesor? Și vreau să te raportez la propria ta experiență. Comunicarea dintre elev și profesor. Deci de la elev către profesor. Da, ce fel de comunicare sau la mod general? La modul general? La modul general. Depinde acum și de elevi și de profesori. Este un subiect destul de deosebit pentru că sunt fel și fel de oameni, atât profesori cât și elevi, care unii ori nu sunt atât de deschiși spre a comunica, ori elevi, de exemplu, sunt introvertiți, au oarecum o anumită jenă față de un profesor care probabil în ochii lor îl văd, stai un pic că este mai, are o anumită vârstă, trebuie să-l respect, oarecum o să depind de el. Da, strict personal, tu în momentul în care vrei să-ți spui părerea, gen, domn profesor, nu am înțeles ceea ce mi-ați spus, chiar dacă vine toată treaba asta la final de oră. Da. Sau aș dori mai multe informații în legătură cu eu acest curs. Eu susțin chestia aceasta, să spui părerea în orice, în absolut orice domeniu. Și funcționează și în aici loc. În domeniul ăsta al sistemului educațional, în învățământ? Cum ai spus tu, să-mi spun exact din punctul meu de vedere. Adică, domn profesor, mie mi s-a părut că astăzi eu n-am înțeles nimic și nu cred că e vina mea. Nu știu, ultima parte nu sună foarte bine. Deci, dar puteți să reformulăm. Stai, zi, nu ți s-a întâmplat să nu înțelegi nimic. Să nu înțelegi nimic sau profesorul să fie obosit sau chiar să dai, Doamne ferește, de un individ care nu prea mai își face treabă. Păi eu cum îmi laud colegiul și sunt mândră unde sunt eu. Ce ne place să fim standard. Dar nu sunt standard, chiar sunt mândră că sunt eleva acestui liceu. Dar eu chiar nu am întâlnit. Dar poate uneori mi s-a întâmplat și mie să mai am oarecum niște momente în care să nu înțeleg anumite lucruri la un anumit obiect și să întreb fără absolut nicio jenă. Pentru că până la urmă trebuie să ne vedem fiecare interesul nostru. Noi ca elevi mergem la școală cu un anumit scop, să învățăm. Să treacă timpul uneori. Așa ai făcut tu? N-am făcut eu, dar asta e explicația pentru foarte mulți oameni. Doamne, mergem la școală că nu trebuie să ni se pună absenț. Nu să faci un studiu. Dacă ai avea acces la toți elevii din România, să le spui, de mâine încolo nu se mai pun absențe. Cine vrea vine la școală, cine nu. Și ai să vezi clasa goală. Nu neapărat, poate ori să vină și din nevoia de a comunica cu ceilalți, din nevoia de a nu se plictisi, probabil. Dacă chiar nu simt nevoia să învețe când se duc la școală. Cu toate că ăsta ar fi scopul. Să înțeleg că tu încă ești motivată să mergi la școală, să studiezi, să acumulezi informații, să demonstrezi că ai învățat ceva? Bineînțeles. Ești o excepție demnă de urmat. Până la urmă trebuie să arătăm cu degetul în sensul pozitiv și să spunem, uite, mai rărâți, dar s-ar putea mâine pe mine să influențezi pozitiv oamenii. Exact, și asta ar trebui să influențeze și pe ceilalți, adică fiecare are un anumit scop în viață. Eu, de exemplu, ți-am spus ce vreau să urmez, tu ai urmat deja ce ai și terminat și alții la rândul lor la fel și cred că fiecare ar trebui să-și vadă scopul și să facă exact ceea ce trebuie și ceea ce este necesar pentru a și-l atinge. Și dacă scopul stă ascuns după ușă și ușa e închisă? Găsești cheia și o descui cumva. Da, să le spui asta tinerilor care nu-și găsesc loc de muncă asta în acest moment. Asta așa este, dar nu trebuie să dispere, trebuie să nu-și piardă calmul, cum am mai spus, dar
este pentru fiecare un loc. Ce pot să mai spun? Chiar și un loc pe banca de așteptare. Chiar și un loc de asta, plin de oameni care nu iau niciun ban. Eu sunt de părere că atunci când vrei ceva, chiar reușești. Asta e părerea ta și da, ți-o susții. Chiar și după pauză vrei să susții ideea până la chiar capăt. Chiar și după pauză. Abia aștept, pentru că sunt mulți tineri care vor o părere pertinentă, vor să știe cum la alții funcționează și la ei încă nu. Pauză, publicitate și revenim! Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru port-armă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. Așa râd copiii frumoși și sănătoși. Spitalul copiilor are nevoie de ajutorul tău. Pentru a construi acest spital, alăture-te programului pentru binele copiilor inițiat de copiii noștri, Fundația Primăriei Ploiești. Vino pe stadionul Ilie Oană la concertul caritabil extraordinar susținut de legendara trupă Phoenix vineri 31 mai ora 19. Intrare generală 50 de lei. Biletele se găsesc la agenția teatrală, la casele de bilete ale stadionului, precum și la punctele de vânzare deschise în oraș. Spitalul copiilor, un proiect al Primăriei Ploiești. Vrem un spital frumos pentru copii! Radcar Autoserv, serviciul dumneavoastră, expertul în materie de autoturisme. Personalul calificat soluționează orice problemă a mașinii dumneavoastră. De la diagnoză auto, montare parbrize, geamuri laterale, lunete, mecanică, tinichigerie, vopsitorie, până la livrarea și montarea de piese auto diverse. Radcar Autoserv este unicul importator în Prahova a noului Isuzu D-Max, single sau double cab. Motor 2,5, diesel, garanție 3 ani, începând de la 19.969 de euro fără TVA. Radcar Autoserv, service auto, dealer BMC și Isuzu vă așteaptă la intrarea în comuna Bucov pe partea dreaptă. Telefon 0373 55 0067 sau 0722 783 870. Radcar Autoserv, clienții noștri sunt pe primul loc. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Anvelope pentru toate tipurile de autovehicule, turisme, 4x4, camionete, camioane, motociclete și agroindustriale. La Vagoma Auto ai servicii de vulcanizare non-stop și reșapare, iar în cazul unei echipări complete, primești montajul gratuit și un cadou surpriză. Vino la Vagoma Auto, pe DN1A, Centura Blejoi 526. Comenzi la telefon 0745-824-662 sau 0743-824-662 și pe vagoma.ro. Livrări în Prahova și Dâmbovița. Vagoma Auto. Se poate oriunde și orice.
Și am revenit în direct, suntem conectați și pe Facebook, scriem generația lui John. Asta e generația în care toți tinerii își fac de cap, dar înainte gândesc foarte bine ca nu cumva să ajungă acolo unde nu trebuie. Dacă mămica acum ceva vreme spunea, păi băi, mamă, trebuie să înveți, trebuie să ai carte. E, acum tânărul nu ascultă foarte mult de părinți, însă consultă bine piața. Ia, am succes, n-am succes, am dreptate? Ai cea mai mare dreptate. Adică nu mai asculți de părinți? Mereu mi-am ascultat părinții, iar eu nu-mi tratez părinții ca și cum ei ar fi niște lideri. Eu vorbesc foarte deschis cu ei, primesc sfaturi permanent de la ei, pe care de altfel uneori, cu mici excepții, foarte mici excepții, le și pun în aplicare. Dar ai tăi ți-au spus că viața e grea, că vezi, domne, nu te descurci bine în România, că trebuie să pleci afară din țară, să dai cu lopata prima dată și ușor, ușor să te ridici, pentru că aici în România nu se mai uită nimeni la tine. N-a fost nevoie să-mi spună părinții mei chestia aceasta, dar eu sunt oarecum conștientă, dar încă am speranțe. Încă ai speranță. Da, că tot se poate face ceva și în România. Tot aud și din partea invitațiilor, dar și prietenii de pe Facebook îmi spun, doamne, eu că mai am o speranță. Eu chiar că, am că o vine, speranță. Că vine undeva acolo luminiță. Chiar și cei din casca mea care îmi tot șoptesc, zic, bă, mai ai o speranță, mă, mai trăiește cineva acolo, mai spune. Într-adevăr. Și mie mi se pare că ne mințim. Ceea ce este foarte... foarte surprinzător este că, cum ai spus și tu, toată lumea spune, într-adevăr, mai este o speranță, se mai poate face ceva, dar nimeni efectiv nu face. A, adică ne place să practicăm verbal poveștile astea, exact. Dar nu ne implicăm. Da. Păi egal cu zero. Zero și gata. Da. Păi înseamnă că tot eu am dreptate, înseamnă că ne mințim. Mai ceva nu-ți decât dau dreptatea absolută, nu, pentru că nici măcar nu există, dar pe lângă asta sunt de părere că există oameni care poate nu i-am întâlnit noi, care chiar, ei chiar pot să facă ceva, sunt persoane care pot influența pozitiv mentalități, pot, pot să ajute atât la nivel... destul de mic, cât și la nivelul României. Se spune că 95%, sau bine, nu e chiar un studiu, e o estimare, da. 95% sunt săraci și 5% din oameni dețin banii. Da, iar cu media toată lumea trăiește bine, nu? Că nu mai e nimic de pierdut, am pierdut tot, am vândut tot. Tu te referi la mentalitate. Nu mentalitate, cât la partea de finanțe, la bani. A, la bani. Deci 5% din populație e plină de bani. 95% din populație sunt săraci. Da. Nici locuri de muncă nu au. Asta este destul de delicat subiectul acesta, dar eu, de exemplu, am întâlnit nenumărate proiecte care, prin care lumea chiar se implică și vrea să ajute elevi, copii care au terminat liceul, care vor să studieze atât în România cât și în afara ei, care chiar sunt ajutați să-și găsească un loc în această viață, să aibă un loc asigurat, un drum croit, să poată să facă exact ceea ce trebuie. Astfel de cursuri, de dezvoltare, exact, personală. Dezvoltare atât pe plan intelectual, prin studii, adică prin diferite proiecte, nu știu, colaborări, așa, iar și pe alte planuri, pe plan, nu știu, cultural, artă. Ne mai interesează pe noi cultura? Mă refer la tineri, mai sunt ei interesați să citească o carte, fie ea PDF sau prin print? Cultură putem să înțelegem multe lucruri. De exemplu, cultură pentru tinerii poate însemna și muzică. Eu consider că tinerii sunt interesați de concerte, de ceea ce apare nou. Dar de... dacă ascultăm un kitsch, dacă MP3-ul ăla e prea comercial, dacă versurile sunt inutile și se repetă non-stop, dacă artistul nu are voce, acolo mai vorbim de cultură? Asta vreau să spun că nu. Păi nu. Uite, vorbesc atunci de putem cultură... să mergem pe YouTube și să vedem că astfel de melodii, astfel de exemple, au zeci de milioane de vizualizări, în timp ce poate un tip simpatic ce are o chitară în mână și cântă foarte tare și la Vama Veche, s-ar putea să aibă 20-30 de vizualizări. Aici e strigătul ăla de cum să spun eu, de alarmare. Bă, n-am ajuns bine. Exact, așa este, dar
Cu puțin noroc, nu știu ce să spun, mai sunt persoane care chiar conștientizează asta. Iar acele persoane, eu cred că ar trebui să împrăștie și celorlalte persoane și așa, la rândul lor, să fim conștienți de ce ne lăsăm efectiv influențați. Să nu ne lăsăm influențați de ceea ce vedem la televizor, adică de altfel am și discutat. De o melodie de prost gust pe care o ascultăm și este la radio permanent. Amă, dar chiar n-ascultăm noi melodiile astea de prost gust, până și la urechile mele. Sigur că ascultăm, dar involuntar. Ai văzut? Involuntar le și fredonăm. Așa este, pentru că... Păi și asta înseamnă că le consumăm, înseamnă că ne plac. Da, este comercial totul. Asta este strict părerea mea, este comercial, prin asta fiecare trăiește, ca să spun așa. Am ajuns să credem că ceea ce e comercial e și bun și nu că neapărat trebuie să ne influențeze. Ceea ce este comercial se vinde, de-aia este și comercial și prin asta oamenii trăiesc. Trăiesc bine unii. Da, trăiesc atât de bine că nici nu mai știu pe ce drum merg. Se mai lovesc așa de către un stâl, mai ales când stau cu smartphone-ul în mână și acolo este... au... Ce, e un exemplu, o excepție? Nu, vreau să spun că este alt subiect acesta. Bine, e un alt subiect, dar poți să-l legi foarte ușor de partea asta și de comunicare și de oameni care sunt sau da, nu... Da, pentru că trăim într-o lume foarte agitată în care timpul este... efectiv puțin pentru câte probleme avem, nu vorbesc în numele meu, că nu sunt încă... Adică tu n-ai probleme. Ba da, dar la un nivel mai scăzut față de tine, timp să le amplifici. Exemplu. Ai timp să le amplifici. Da. Da? Bun, hai să ne imaginăm că ai terminat jurnalismul sau ai terminat o facultate pe care tu ai vrut să o urmezi. Da? Da? Și ai șansa, nu știu, să ajungi într-un radio sau într-o televiziune. Da. Ce loc ai dori să ocupi? Păi, eu mi-aș dori să ajut la realizarea unei emisiuni, să fiu reporter, să... Adică să mergi pe zăpadă, exact, pe ploaie. Doamne ferește, să-ți spune niște cuvinte urâte, niște oameni. Doamne, ieși cu camera de aici, ce să cauți? Noroc că nu-mi doresc să fiu chiar... cameraman, dar ți-am dar spus să fii cameraman, început. Poți să fii reporter, da, și mergi, da, cu știu, am văzut situații de genul și la televizor chiar, dar nu știu, părerea mea este că prin asta poți să cunoști, poți să transmiți anumite lucruri, poți să la rândul tău să influențezi. Da, poți să-ți cumperi un banner în centrul orașului și să spui, mă numesc Teodora și astăzi vă influențez. La revedere. Dai niște bani și cu siguranță oamenii, da, o să se întrebe, bă, ce e cu bannerul ăsta în centrul orașului? Sau mai majoritatea poate chiar o să-l ignore. Sau poate poți să spui, puteți să-mi dai și un like pe Facebook. Tot pe banner. Da, și uite, așa rezolvi influența. Sunt mulți oameni care sunt foarte agitați, de exemplu, prin oraș. Lumea este strict preocupată de problemele personale, de probleme de rezolvat pe care îi macină, care sunt mult mai importante decât un banner din oraș. Dar uitându-se la televizor, altfel captează informația, altfel o transmite. Eu, în calitate de reporter, mă refer. Spune-mi care sunt problemele pe care tu le întâmpini până în momentul prezent. Până în momentul prezent, pe ce plan? Pe plan social, nu? M-ar interesa cu studiile, cu profesorii, cu părinții, cu viața de zi cu zi, cu prietenii. Problemele cu prietenii. Eu sunt la o vârstă în care există destul de multe probleme în grupul meu de prieteni, de exemplu. Dar eu mereu am încercat să îmi ajut prietenii, să le dau cât un sfat. Nu știu dacă de cele mai multe ori a fost cel pe care l-așteptau sau poate chiar i-au ajutat, dar eu așa reacționez când aud de vreo problemă sau de... Că tu mediezi un conflict. Exact. Stați un pic, stați, exact, nu vă certați. Mereu care e o soluție așa pentru fiecare? Americanii au o pastilă pentru fiecare durere. Așa că eu am o soluție, nu știu, vă zic o eu poveste. Eu mereu așa am reacționat. Iar pe alte planuri, având în vedere că sunt clasa 12, am terminat și școala, acum sunt destul de... Ai terminat școala, ai zis? Da. Păi cum, nu mai... Astăzi! Mâine o să fie festivitatea de premiere, de... Dar cum să spui că ai terminat școala? Păi bacul? Nu în mod oficial. Păi atunci spui, domne, am terminat 12 clase astea în cele din urmă. Da, mă refeream că am terminat efectiv cu mersul la școală, dar în perioada aceasta până la bac este... o perioadă foarte încărcată.
Mie mi se pare că e cea mai importantă mare problemă în acest moment bacul. Dacă ne uităm și pe internet, că tot e atât de ușor de accesat, vedem oameni care pică bacul, oameni care nu sunt interesați, care iau 2,50 și spun, dom'le, așa a fost să fie. Da, așa a fost să fie și poate la anul. Da, sunt oameni care, într-adevăr, ce pot să zic, să vedem partea bună, au o anumită speranță, sunt optimiști, dar dacă stăm să ne gândim efectiv, este destul de dramatică situația, pentru că toată lumea consideră că trebuie să aibă un bac luat, trebuie să aibă un sfârșit la ceea ce a început, și anume școala. În ziua de astăzi nu se poate face aproape nimic, adică de fapt chiar nimic nu se poate face fără un bac. Și cu o facultate este destul de greu să facem câte ceva, dar... Cu sapa. Cu sapa. Da, cu sapa. Da, sunt foarte multe persoane care au facultăți și care prestează niște activități destul de... Nu știu cum să spun. Să nu fie josnice, dar să nu fie chiar pentru ei. Da, exact, care nu se potrivesc la capacitățile lor intelectuale sau chiar efectiv ce ar putea să facă. Acum e ușor să obții o diplomă, mai ales dacă ai pe cineva în spate. Nu mai spun dacă ai și un buget alocat pentru investiție culturală. Da. Nene, te-ai rezolvat. Dar pe lângă o diplomă, eu cred că ar trebui să ai și alte calități care se pot observa, nu neapărat că scriind o diplomă de ce ești capabil. Ia să auzim și noi calitățile astea. Ești curios. Păi, foarte curios, arde în răbdare și cei care se uită la noi în momentul ăsta. Da, eu părerea mea este că depinde și de domeniu acum, dacă te axezi pe domeniul științific, de exemplu medicină sau... orice facultate de acest gen, trebuie să fie o persoană care, cu un caracter de, nu știu, de cercetător, de exemplu, să vrei să ajuți, să mă înțelegi. Da, eu înțeleg. Partea asta de umanitate, da, este extraordinară. Nu știu dacă se mai caută în ziua de astăzi. Dacă mergem rapid pe un site caută de anunțuri, te sperii instant, pentru că oamenii funcționează pe principiul cu cât e mai frumoasă, cu atât o angajezi mai repede. Asta eu am dat un exemplu de o facultate cu un anumit prestigiu. Dar nu contează facultatea, diploma. Băi, ai o diplomă, felicitări, dar pe mine mă interesează, nu știu... Să dai bine. Să dai bine. Da, să asta dai este bine. O expresie foarte consacrată. Totul este comercial. Uite, fii atentă, un exemplu. Spune. O societate comercială, dar îți dau un exemplu de anunț de pe internet, oameni care sunt disperați, domnule, loc de muncă vreau. Angajează fată pentru distribuție de fluturași în cutiile poștale. Da. Cum vezi treaba asta? Pentru acest job nu îți trebuie o facultate, îți trebuie decât timp liber și o hartă, sunt de părere aceasta sunt, adică nu ai nevoie de anumite capacități intelectuale să distribui niște fluturași, trebuie decât, cum am mai și spus, timp la dispoziție și voință, de altfel. Voință de a să cari toate nebuniile alea în spate. Este un job. E un job? Ai putea să practici jobul acesta? Eu... Da, dacă n-aș avea altă alternativă și dacă ar fi singurul păi meu venit... Nu, deci trebuie să te gândești, este acesta un job pentru tinerii din România? Este un job, nu este jobul ideal, dar este un job. Se primește un salariu pentru prestarea acestui job, adică ai anumite beneficii, normal, pentru că... Ajuns cu ceva. Dar ți-ar fi, Doamne ferește, rușine că te văd prietenii, că știu unde lucrezi, că totuși nu e așa de bine văzută meseria aceasta, care nu are un statut valorificat. Majoritatea persoanelor care practică acest job au sunt mușchi. Tineri. Da, au mușchi. Au și mușchi, da, probabil merg și la sală. Nu da. Mai se duc la sală, nu spun eu, care toate hârtiile alea da, și... Da, majoritatea sunt tineri și poate pe lângă acest job ei sunt studenți, ei au alte activități care le ocupă acel timp necesar pentru un alt job care necesită mai mult timp. Și uite, așa ne completăm, ne împărțim timpul. Nu știu dacă timpul, e chiar o completare. Suntem constrânși de o situație dificilă și
da, mă, să fie un job. Hai să-ți mai dau un anunț. Bine. Angajăm bonă internă. Atenție că sunt tot mai multe anunțuri de genul ăsta. Bonă internă. Și asta e o parte de influență pentru cei care nu știu și nu se duc la dicționar. Pentru familie cu doi copii din București se caută o domnișoară cu experiență, minim 2 ani, energică, obișnuită, frumoasă, peste 1,70 și să știe și limba engleză. Probabil e un anunț la vreun casting. Nu e casting, dar e un... poți să numești casting și 1500 de ron. Nu știu ce pot să spun. Poate domnișoara cu peste 2 ani de experiență, sau cum scria acolo, poate o să aibă o surpriză când o să ajungă la... Una neplăcută? Nu neapărat neplăcută. Poate este chemată să... nu știu, pentru un interviu, nu, pentru... Nu, e bună internă. Deci trebuie bună să ai internă. Grijă deci de un copil internă... zi, noapte, zi, lumină, zi, lumină. Da, adică să locuiești acolo, da, în casa respectivă. Poate că nu la știu, un moment dat te înțelegi acea... foarte bine cu angajatorul, nu știu, există și altfel de relații. Cam în felul ăsta se duc, da, toate nebunile. Lumea se gândește și în viitor. Există o mărire de salariu. Doamne ferește, toate lucrurile astea. Hai să ne uităm și la niște poze care vin din partea invitatei. Tot invitata trebuie să mă ajute să le și comentăm câtuși de puțin, da? Da, la începutul emisiunii am povestit de activitățile mele care au început de când eram în clasele din școala generală. Am fost la competiții de debate, am avut o emisiune online. Cu ai avut anumite... emisiune online? E, o încercare, a fost o oarecare încercare, dar, cum să spun, a rămas în stand-by, ca să spun așa. Aici este la Predeal, unde am absolvit un curs. Ești mândră de... un workshop, să spun așa. Aici am fost, eram la UPG, unde am absolvit un curs de spaniolă pentru începători. Iar aici la un curs de jurnalism. Prea multe cursuri, domne, până în, da, clasa 12, apoi mai faci față. Câte pagini trebuie să scrii în CV-ul ăla ca să fii cu mulțumită? Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Eu am înțeles că o pagină e suficientă pentru a da gata un super angajator. Ceea ce scrie și în ea este cel mai important. Uite, în continuare rulează imaginile. Da, aici era la o competiție de debate, de dezbateri. Aici a fost la Hotelul Central la noi în Ploiești. Da, am petrecut, ca să spun așa, după ce s-a încheiat o competiție de dezbateri. Iar aici tot la Sinaia. Da. Fantastic, domne, prea multă activitate. Da. Înainte tinerii să știi că nu făceau mare. Cu domne ieșim la un ping-pong pe afară, alergăm, hai că mergem într-o excursie. Pe urmă, gata, că s-a terminat bugetul. Și ce, da, televiziune, într-adevăr, radio, ziar, ca să ne influențeze. Trebuie să menționăm aproape de finalul emisiunii faptul că totuși sunt câteva medii de comunicare eficiente în acest moment. Exact. Problema cea mare e că stăm la coadă, este aglomerație, e mai rău ca pe timpul lui Ceașcă. Acum trebuie să știi foarte bine de unde citești, ce citești și dacă e adevărat. Și cum interpretezi de altfel. Eu zic să nu fie interpretat, eu spun ca mesajul să, adică, fie concret. Adică cum ți se vinde, să nu-l iei exact cum și primești. Bun, hai să avem și o concluzie în emisiune. Concluzia mea este că oamenii ar trebui să fie mult mai atenți, să nu se lase influențați de absolut niciun mijloc de mass media, să aibă efectiv, să fie conștienți de ceea ce se vinde la televizor, pentru că ceea ce se vinde poate să fie ori pozitiv, ori negativ, ori adevărat, ori nu, iar să ne gândim și că unii oameni care... vor chiar să facă, să comercializeze chestia asta și alții primesc bani pentru ceea ce văd ei și prin ce își petrec ei timpul, efectiv. Pentru că joburile sunt atât de împărțite și pentru că rangurile sunt foarte distanțate, s-ar putea ca cel care vine cu ideea să nici nu observe felul în care funcționează lucrurile. Exact, să-i se fure efectiv ideea, în sensul propriu. Nu mă refer la a fura ideea, ci strig la faptul că omul nu e interesat și de felul în care poate acționa bine sau rău o idee. Gen, nu știu, am auzit de o știre, pot să o interpretez într-un fel și o dau mai departe și nu mă gândesc, exact, cum e percepută.
sau poate acea știre cum este vândută are mai multe laturi sau poate este interpretată în mod diferit de diferite persoane. Poate fiecare vede acea problemă altfel. Întotdeauna am fost atât de diferiți, exact, încât nici nu mai avem niște puncte conexe. Dom'le, aici suntem oameni comuni, aici ne întâlnim și ne simțim bine. Nu, mă, stai puțin că parcă apa asta nu mai e chiar potabilă, are niște chimicale, eu nu mai vreau nici apă să beau. Și nu ne mai întâlnim deloc pentru că nu mai avem nimic comun, da, comun. Și nu mai este nimic, poate stă și la nivelul psihicului chestia aceasta, poate am, ni s-a, cum să spun, ne-am fixat cu această idee că nimic din jurul nostru nu mai este bun, poate ni s-a impus nouă prin mass media acest lucru. Tu de ce să mai, mă pui pe gânduri bune, gen ai citit prea mult și nu ți-a făcut rău, ți-a făcut bine. Da, ți-am spus că îmi place să mă informez destul de mult. Să facem continuare la fel. Teodora, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și comunicarea să fie din plin, să fie pentru un public pe care îl cunoști înainte și știi cum să acționezi asupra lui să nu sară vreunul calul. Suntem influențați, asta e clar, e o afirmație, e conștientizată, cine vrea bine, cine nu la fel de bine, ăștia care stau la întuneric și ei stau pe un smartphone, și ei stau relaxați, și ei aud niște zvonuri și toate cele. Ne auzim și mâine de la 16:45, până atunci, numai bine, pa, pa!